de la început de drum trebuie să fim parteneri. Nu ne trezim cu această arie protejată ca o povară pentru activitatea noastră tradițională și curentă. Deci nu suntem niciunul de aici împotriva protecției mediului. De acord, deci e clar. Dar să nu ne trezim că față de activitățile noastre de până acum, tradițional, acum asta nu mai pot ieși din casă la ora care este până acum, că dă unul în cap, că sunt și natura mea o fie. Mai ales că aveți un apropos. Exact. Dacă sar gard, atunci am dat, dacă ies tot unde am ieșit timp de 10 de ani sau 100 de ani și vreau să ies în continuare, să nu mă lovesc de chestia asta. Cum? Asta vreau să ne ajungem. În așarea sitului. Nu, de ce se referă la banii pe care i-am dat pentru studii de evaluare. De impact. Deci, mediului ați dat de proiectele care le-a accesat. De care le-a accesat. Prezența, spunea că românește, prezența acestui sit ne zăhăie pe noi, proprietari, administrați, ce mai fi. Când ne aduce o binefacere, să zic, material. În momentul în care puteți finanța... Inspire aerul. În momentul în care puteți finanța, o să vă aducă beneficii. Și primești peisajul. Deci, la fel, am depus pe 1.25, o trebuit studiul de impact asupra mediului. 40 ceva de milioane, care am plătit. Aviz de la APE, la știu eu, pentru proiectul de alimentare apă, canal pe toată. Analiza hidrologică la apă sau mai multe. Materia de conforestier. Materia de conforestier care e program la 20 ani care văd la protecția mediului ca să dea la PSV, la cost pentru acordul de mediu. Nu știm care de seamă. Noi milităm să avem și avantaje, deci nu dezavantaje, pentru că restricțiile, dacă sunt pentru apărarea mediului, suntem de acord și le acceptăm într-o formă sau alta, dar sunt foarte multe cheltuieli în plus pentru noi proprietari și la acestea ne referim. Deci am dat câteva sute de milioane pentru acestea, domnule, și vom mai da. Când încep să zic așa, să vină niște bani înapoi, dar, repet... După de pe dumneavoastră, reprezentanții de la mediu, că dumneavoastră sunteți acum... Gata. Ca și noi. Victima, nu? Aceasta. Nu mai o întrebare la când al noi și mie. Deci, eu vreau să știu... Pot pe bază de proiecte. Te pot recupera și aduce bani în comunitate. Deci noi trebuie să mergem cu răspuns astăzi la Consiliul Local, de exemplu, Brunul Găului. Vreau să știu documentul de aderare la SID Natura 2000, în ce an s-a făcut? Nu a fost un document de aderare. A fost doar o dezbatere. A fost impunere? Nu știu. Pune? A fost o dezbatere publică în care a fost informat comunitatea locală. Pentru că apare o mare problemă, să știți. Noi trebuie să evităm dubla impunere. Atât, noi suntem proprietari, îi impunem niște legi. Bun, vine custodiile, mai impune altele. Sunt mari probleme. Noi avem și astăzi are protejație în Munții Călimani, unde știm, plângem cum moare acolo natura. Deci pădure care e mii de metri cubi de pădure, care nu avem voie să o extragem. Noi plângem. Deci noi, cu nivelul proprietarului, noi nu putem face nimic. Deci, și mai avem un precedent, iar cu certificarea pădurii. Unii am plătit mii de lire și constatăm că nu ne-au favorizat nimic. Deci și acest sit, să nu zicem noi că facem o dublă impunere. Deci noi trebuie să fim foarte atenți la această problemă. De aceea se încearcă ca prin aceste întâlniri să se atingă și scopul protecției, dar în același timp să nu se afecteze foarte mult dezvoltarea sub. Cum vă trebuie să situl peste... Deci eu ca proprietar, de exemplu domnul primar, vrea să fac o stână, de exemplu, în Tirimic sau nu știu unde. Dom'le, vine și nu, că tu nu ai voie, că acolo e habitat, e cursul sau e nu știu ce. Se face, dar deci avem o lege care îi impune chestia asta. Avem ceva?